în momentul de față, după duelul de play-out, să fiu sincer, suntem două tabere, Cosmin și Ana și restul echipei. M-am simțit puțin exclusă, puțin și eu am simțit chestia asta, pentru că e a doua oară la duel. Ana, Mihaela sau oricine altcineva care nu vrea să se integreze în echipă, cu siguranță ori echipa și concursul ulterior o va exclude. Așa a fost să fie, dacă așa e să se întâmple, așa se întâmplă. Este primul joc în care Vladimir lipsește total. Nu întâlnim o problemă din cauza asta, pentru că și-a făcut treaba foarte bine. Că dăm dovadă că suntem mult mai puternici, chiar dacă Gianni a plecat. Gianni îi monta mult mai mult, le aducea moralul mult mai repede la nivel ridicat. Te-i sare și noi mândria noastră, totuși, până când mă bată ăștia.